Salut, retror, mă numesc Eugen, iar astăzi filmăm un super, super episod în care voi trebuie să-l apreciați cu un like. Iar episodul se numește... Adi, urcăm în copac! Hai mai repede, urcă! Aveți noroc că nu pot urca după voi. Dar lasă, odată și odată o să coborâți voi de acolo. Adi, ce naiba ai făcut? Am cules doar două mere. De la el din copac? Nu, de la el din magazin. Și acum ce ne facem? Stai chill, Eugen, suntem vlogger. 24 de ore în copac nu o să ne fie nimic. 24 de ore zici? Ce, credeți că eu nu sunt la fel de creativ și ingenios ca și voi? Fiți atenți, o să vă pregătesc diverse challenge-uri. Dacă reușiți să le treceți, vă voi lăsa în pace. Dar dacă nu, mă veți ajuta la ferma mea timp de 24 de ore. Ok, ne-am înțeles. Aveți 3 vieți. Pentru fiecare challenge neîndeplinit, veți primi o penalizare. Acum plec să vă pregătesc primul challenge. Eu am instalat coșul. Dar ia ziceți, hândrălăilor, jucați vreun sport ceva, că după voi nu prea se vede. Se vede, eu joc fotbal. Iar eu basket. Dar voi, prieteni, scrieți în comentarii ce sporturi jucați. Hai, repejor. Basket ai zis, perfect. Pentru că următorul challenge este fix legat de basket. Fiecare dintre voi va trebui să arunce și să nimerească de 3 ori cu 5 legume diferite. Iar cine nu va reuși, va primi o penalizare. Băieți, v-am adus legumele. Să trecem la challenge. Nu păreți prea puternici, așa că o să începem cu ceva ușor. Ciuperci. Hop! O să fiu eu primul. Fiți atenți ce ciupearcă gigantică avem în mână. Fiți atenți, din prima trebuie să luăm în calcul și vântul puternic. O să arunc puțin mai în stânga ca să nimeresc direct în coșul de basket. 3, 2, 1. Cât de aproape! Fii atent cum se aruncă. Hai, mi! Deci, fii atent, da, coșul e acolo. Fii atent cât de simplu, da. Așa, direcția vântului încolo, înseamnă că dacă radical din 40 minus 15 la 70 de grade, ipotenuza, cosinusul, acolo. S-a dus! Aproape. Nu s-a mai dus! Cum nu s-a dus? Eu am văzut că s-a dus! Nu s-a dus! Hai, următorul! Să trecem la următoarea legumă! A, rodi. Da, e o rodie gigantică asta. Aia e sfeclă roșie, sfeclă, eu ce nu glumeam. Deci, această legumă este mult mai grea, așa că o să țintezi direct în coș. Deci, fii atent. 1, 2. Cine e aproape? Nu ai nimerit? Nu! Hai, mie. Nu mai calculez nimic, doar mă uit pe acolo. Fii atent, Eugen, la basket am învățat că trebuie să nimerești în pătratul ăla alb. Hai, să dar vedem. Dacă nu s-ar mișca coșul, ar fi super. Și ele, op! Deci, acum trebuie să numerim cu toate. Încă 3 șanse avem! Wow! Fii atent ce formă are! Dacă nu puteți arunca, măcar puteți să le prindeți. O să încerc cu două mâini de data asta. Fiți atenți! 3, 2, 1 și... Yeah! L-ai văzut? Am văzut. Bam! Fii atent la mine acum. Încearcă și tu o poziție mai de basket. Vrei că ai fost acolo. Eu basket n-am jucat în copac. Și cum? Fructe și legume! De vremea mea erau mingi. Ale, op! Yeah! 3 puncte! Fii atent cât de mare este! Ce e aia? Mai! Wow! O varză! Mă mir că au prins-o, la cât de grea e, nu arată prea puternici băieții. Aruncă-i în cap, te rog. În cap? Da. Nu, că o sper challenge-ul, fii atent. Și 3, 2, 1... Wow! Ai văzut? Am văzut. Mi-a dat peste mână. Ha! Ține pe asta. Dacă nu în cap, măcar peste mână. Wow, fii atent, e și mai mare. Asta a fost plată pentru Eugen. A fost pe jos. Așa de la fermă, Eugen, e sănătoasă. Aruncați odată. Au, dă-mă lumea atâta. Și arunc în cap? Aruncă în coș. 3, 2, 1, ale, hop! Încă puțin. V-a mai rămas un singur fruct. Cel mai dulce. Wow, și mai gustos. Băi, cum miroase ăsta? Hai să
să-l mâncăm. Băiete, ține minte, este ultima ta șansă să arunci. Știu că o să nimeresc. 1, 2 și... Ține pe asta! Adi, scorul este de 3 la 1, dar îți mai dau o șansă. Dacă nu nimerește, îmi va spăla cocina de la porci. Eugen, eu și așa am pierdut, așa că... Ce? De ce să ne chinuim noi atâta? Las că spăl eu cocina aia. Ce faci acolo? Încerc să-ți fac asta. În sfârșit ceva de mâncare. Da. Ia, ține. Băieți, este un challenge despre basket, nu despre mâncat. Ce de dulce. Să știi că ai cele mai gustoase legume și fructe. Da. Păi bineînțeles, sunt de la ferma mea. Apropo, prieteni, scrieți în comentarii, voi ce iubiți mai tare, pepenele roșu sau pepenele galben? Eu personal pepenele roșu, dar ăsta e genial, e cel mai bun pepene pe care l-am mâncat vreodată. Eugen, tu? E foarte, foarte gustos. Adi și-a dat seama că pierde și a început să mănânce, ca de obicei. Doar vorba e din tine, băiete, de-aia primești o penalizare. Adi, ai fost o rușine pentru basket, de aceea primești și o pedeapsă. Și cum crede fermierul că o să-ți poată da o pedeapsă? Tu ești în copac. Maxim ce poate să fac, să arunci cu o furcă în mine. Nu cred că e în stare de așa ceva. Uite-l că vine. Adi va ieși roșu de pe cel copac. Adi, sper că-ți plac roșiile. Wow, ce mai wow, 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 gata, să s-o dă-mi una în mână. Wow. Măcar nimerește mine. Ei, neîmpătat. Wow, mai tare. Mai tare. Ai, ai, ai. Asta iarăși mănâncă. Asta chiar m-am distrat. Mă duc să pregătesc. Ce? Mă duc să pregătesc următorul challenge. Eu am mâncat jumătate de roșii. A durut un pic, plus asta i-a privit ce a făcut din mine. Totu-s doar de roșii. Ah, era să uit. Eugen, pentru că tu ai demonstrat agilitate, primești această pătură moale pentru a fi mai confortabil în copac. Oh, n-am crezut că poți să mergi la furat și să primești și bonusuri. Adi! Aaa, nu ți-o mai dau. Aaa, scădem jos, cum ai făcut asta? Scădem jos. Dar nu te lasa crengile astea, băi, ăsta e nebun. Nu-i nebun nimeni aici. Și fiți atenți, eu pot să mă culc pe această ramură. Wow! Acum fiți atenți. Acum chiar am o pernă moale la cap. N-o să mă învelesc cu ea pentru că afară și așa este cald. Ce face el acolo? Eugen, cred că am un pic de rău de înălțime. Deja mă amețește. Nu-mi plac înălțimile, mi-e frică de ele. E ok, Adi, mulți oameni au această frică. Apropo, prieteni, haideți să facem un joc. Dacă și vouă vă este frică de înălțime, puneți like la acest video. Dar dacă nu, scrieți plus în comentarii. Să vedem care sunt mai mulți. Ia spuneți, știți ce e ăsta? Da, un arc! Bravo! Credeam că copiii din generația voastră nu se interesează de așa ceva, ci că se joacă doar în PlayStation și Xbox-urile voastre. Arcul acesta îl veți folosi în următorul challenge. Va trebui să aruncați de 3 ori cu aceste 3 săgeți. Cine va nimeri, va primi bonus, iar cine nu, va primi o penalizare. Stai un pic, dar de ce eu să nimeresc în pepeni când pot nimeri în tine? Dacă câștigi acest challenge, primești din partea mea o șaorma cu carne proaspătă. Ok. Ne-am înțeles. Oho! O să încerc eu primul să numeresc cu cele 3 săgeți în acel pepene verde. Deci fiți atenți. De când trag cu arcul băieții ăștia, cred că și pepenele ăsta roșu s-a plictisit. Hai să dăm a doua încercare. Fiți atenți. Mai am o încercare. Și ultima încercare. Cea cu noroc. Cât pe ce să nimeresc? Eugen, hai să-ți arăt eu cum se nimeresc. Hai! Adică crede că e atât de simplu. El nici măcar nu știe cum, întoarce săgeata. Se pare că pe Adi nici măcar o șaorma cu carne proaspătă nu-l poate motiva. Hai, Adi! Yeah! Asta e efectul șaorma! Cred că m-am înșelat. Se pare că totuși gândul la șaorma l-a ajutat pe Adi să nimerească. Fiți atenți, a doua săgeată, da? Totuși o săgeată am dat, deci iese că am câștigat acest challenge. Nu primesc pedeapsă. Hai să văd bonusul meu, șaorma, nu uitați șaorma. Adi, pentru că ai câștigat acest challenge, primești această pernă moale cu pene de găină.
iar Eugen primește această penalizare. Atât de tare mi-a amorțit fundul. Eu idei nu aveam cum să mai stau pe aici. Avea să renunț, dar măcar acum pot să-mi pun ceva moale. Și pentru că mai nu ai tras în mine cu o săgeată, am decis să primească și o pedeapsă. Care pedeapsă? Și anume, o ploaie cu ouă din cotețul meu. Da. Wow! Ce zic eu? Fiți atenți! Wow! Da. Wow! Tare! Așa tare! Așa tare! Bă, cu zboară! Bă! Bă! Eu zic să încercăm cu două deodată. Uai! Uai! Unde? Se pare că am spart noi câteva ouă și de capul lui Eugen. Și mi-ai murdărit tot, pedeam să tata mi-ai murdărit pe mine. Fiți atenți, prieteni! A mai rămas un ou. Nu! Mai nu l-am lovit în cap. Hai că nu meresc eu un el. Eu. Eu. Aștept să te dosmii. La momentul potrivit o să aruncăm în cap. Scorul este 1-1. Bătălia e destul de strânsă. Eu plec să pregătesc următorul challenge. Adi, am primit o veste îngrozitoare. S-au terminat rezervele de șaormă la studio? Nu, echipa Orange Blue mi-a spus că statisticile canalului sunt în continuă scădere. Și știi ce înseamnă asta, nu? Că nu vom mai filma episoade tari cum ar fi cine este ultimul din scriu. Da, dar voi, prieteni, puteți soluționa această problemă prin apăsarea butonului de like. Durează doar 2 secunde, însă impactul pozitiv pe care îl are asupra echipei este enorm. Așa că apasă pe butonul de like. Mereu suntem motivați când vedem că vă plac episoadele noastre și strângem foarte multe like-uri sub aceste videouri. Și mai ales echipa Orange Blue, care este mult, mult mai motivată să pregătească episoade din ce în ce mai tari pentru voi. Așa că haideți să strângem sub acest video foarte, foarte multe like-uri ca să filmăm mai multe episoade din seria voastră preferată. Cine știe, poate motivăm echipa să filmăm mai rapid un cine este ultimul din sicriu. Cu arcul am înțeles, dar dart, știți să jucați? 50-50. V-am pregătit aici o tablă imensă de darts. Cine reușește să strângă cele mai multe puncte din 3 aruncări va câștiga challenge-ul, iar cine nu va primi o penalizare. Ok, aruncă darts-urile. Iarăși penalizări, sper să nu fie iarăși. Wow, fiți atenți cum arată tricoul meu. Adi, uite-ți și darts-urile tale. Ce sunt alea? Alea sunt de mai hărpoane, nu sunt darts. Sunt cozi de greble și de hârlețe. Tabla e mare și darts-urile sunt pe măsură. Ai grijă cu ele. 1, 2, 3. Aruncă lui Eugen. Hai încă una. Cât mai ai? Fiți atenți cât de ascuțite sunt. Fii atent cum o să meresc exact în mijloc. Aaaa, aproape! 20 de puncte. Stai, dă să dau și eu acum, câte una. Hai. Așa, deci eu trebuie doar să meresc acolo, nu trebuie să mă mai chinui mult. Fii atent. 11, deci 31 am. O să mă concentrez să dau exact în mijloc, deci fii atent. 15. Ok. Eugen, hai să facem așa un challenge. Nu luăm după punctaj, dar cine nimerește cel mai aproape ăla. Hai, până când eu sunt cel mai aproape. Ok. Ce cu ideea asta de challenge? Băieți, e challenge-ul meu, nu al vostru. Tot singur. Cred că vor primi ambii o pedeapsă. Hai eu acum. 3, 2, 1, 6. Câte ce să nimerească în pepenele verde? Băieți, cred că am încurcat challenge-ul. Trebuie să merg în tablă, nu în pepene. O să mă concentrez și iarăși a început să bată vântul. E tot mai aproape de mijloc, fii atent. Eugen a câștigat, nu-i corect. Băieți, au stricat tabla. Chiar dacă ambii băieți au diminuit doar 2 darțuri, oricum, Eugen a câștigat. Da, am câștigat! Bonusul meu! Unde e bonusul meu? Veți primi un bonus și anume, un pepene roșu. Da! Cine aruncă?
Se pare că băieții s-au urcat prea sus, nu au avut noroc. Băi, bine, foarte bun. Deci pentru Adi, pentru că a pierdut și acest challenge, o penalizare. Iar pe lângă penalizare, Adi va mai primi și o pedeapsă. Și anume, o baie rece de vară. Nu, 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 nu! Ce de rece! Bam, 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 bam! Da, da, da! E rece, mi-e frig, nu da mine. Ce pot să zic? Asta chiar a fost distractiv. E timpul pentru următorul challenge. Ia ziceți, bă, știți să pescuiți? Știu să-ți pescuiesc, femeia. O, tu, lasă că o să-ți vedem noi îndemnarea ta mai târziu. Aici jos avem o piscină cu multe bile colorate. Cine va prinde cele mai multe minci timp de 10 secunde, acela va câștiga challenge-ul. Sunteți gata? 3, 2, 1, să înceapă challenge-ul! Hai, Adi! Una, hai! Wow, 3, wow, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E destul! Timpul a expirat! Hai să vedem cum se va descurca Eugen. Ei, pune înapoi toate mingile. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18. La pescuit e bun, a prins 18, dar la matematică nu prea. Cred că Adi a numărat și roșia aia de acolo și bucățile astea de pepene roșu. Adi a prins 18 mingi. Să vedem care va fi norocul lui Eugen. Wow, wow! 3, 2, 1, start! Păi a rupt undița, e o pierdere automată. Îmi pare rău, dar de data asta Adi a câștigat challenge-ul. Nu-i corect. Și totuși, chiar și cu undița ruptă, se pare că oricum a reușit să scoată vreo câteva mingi. În fine, Adi, tu ai câștigat acest challenge. Bonusul tău va fi o umbrelă. Care umbrelă? Că afară este soare. Adi, uite-ți umbrela. Ce poți la un centimetru? Bă, ce să fac cu ea? Iar Eugen va primi și el un bonus, și anume 5 la preț de 1, doar că baloane cu apă. A încercat să arunce mine, îi voi pregăti ceva. Cred că Eugen va primi o pedeapsă dublă data viitoare, dacă va pierde. Și pe lângă această pedeapsă, Eugen trebuie să le primească și o penalizare. Aici este și penalizarea lui Eugen. Se pare că scorul este de 2-2. Chiar sunt curios cine va pierde, Eugen sau Adi. Prieteni, scrieți în comentarii cine credeți că va pierde. Iar cine va ghici va primi like de la mine. Da, am și eu YouTube din ăsta de-al vostru. A venit timpul pentru ultimul challenge. Băieți, am aici două pistoale Nerf și gloanțe ascuțite. Iar aici avem 10 baloane. Cine va reuși să spargă cele mai multe va câștiga. Nice. Deci, Eugen, ce văd, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 8, 9, baloane. 10 baloane. Wow, ce vânt bate! Prea puternic. Hai, Adi! Wow! Hai tu, să te văd. Nu pot să cred, din prima a nimerit. Ok, hai să dau și eu acum. Ha, bate vântul! Și la mine la fel bătea vânt. Am încărcat arma. Și, băi, dar se mișcă prea mult. Yes, două! Două odată! Deci am 3 baloane deja, iar Eugen niciunul. Ha! Dacă nici am unul, dau, îmi dai arma ta. Fiți atenți! Trebuie să țintim bine și... E prea slabă arma! Uite, îți dau arma mea, încearc. Dar mai întâi eu trebuie să fac cu ea. Hai! Arma e slabă! Hai! Aaaa, prea deasupra, deasupra s-a dus. Deci, trebuie să alegem cu mare atenție un glonț. Hai să fie asta. Fii atent cum parc două odată. Bam! Unu! Unu la trei! Hai, Adi! Bam! Pe alături, hai! Ratează, bravo! Uite așa, îl introducem, încărcăm arma. La fel, trebuie să spargem două. Bam!
3-3. 3-3. Ok. Wow! Nu vine să cred, scorul este 3-3. Chiar sunt curios, cine va câștiga challenge-ul ăsta? Da! A ratat! Și avem să cad pe spate. Fiți atenți! Trebuie să luăm scorul în mâinile noastre și două dată, hai! Ha! Chiar speram să nu tragă în mine. La ce țint au băieții ăștia, nu m-ar mira. Stai, se liniștească vântul. Vântul nostru se liniștească, hai! Stai, eu pot să controlez aerul. Nu mă, nu să cam, în fine. Ei, două! Băi! Cam cinci! Vântul m-a ajutat. Sau numeresc acum un balon sau pe ambele. Da, stai că bate băi, vântul. Băi, dar nu te împingi așa în creangă asta că o scădem. Baaa! Așa, mai sparg încă două baloane și am terminat challenge-ul ăsta. Și... pam! Uh-huh. Pe aproape. Fiți atenți! 3, 2, 1 și... două odată! Da, poate îl încarci. Da. Și eram sigur că le numeresc pe ambele. Se pare că, fiind acolo doar două baloane, lucrurile au devenit complicate și băieții nu pot să mai nimerească nici măcar un balon! Ce-a fost asta? Două baloane! De la puterea minții a spart! Deci a spart, ieși că... S-a spart prima dată unul, după care și al doilea! Câte ai spart? Două? Eu trei doar! Și tu șapte! Șaptea baloane a spart! Se pare că Adi a câștigat, ceea ce înseamnă că Eugen primește o penalizare. Aici avem și penalizarea lui Eugen. Eugen oficial a pierdut și va trebui să mă ajute la ferma mea timp de 24 de ore. Eugen, pentru că ai pierdut, e timpul să te dai jos din copac. Wow! Am pierdut și o să cobor primul din copac. Adi? De ce te ții din capul meu? Wow! Nu pot să cred că am scăpat de acest challenge, prieteni, nu pot să... Așa-i crede tu, nu ai scăpat de nimeni încă. Hai să mă ajut la fermă. Nu la fermă. Prieteni, au trecut mai bine de două ore de când nu l-am văzut pe Eugen și pe fermierul ăla. Cred că au plecat deja și m-au lăsat în pace, deci pot să cobor. A scăpat. Ei, păi eu am câștigat challenge-ul. Băieți, voi chiar credeți că o să vă las să plecați după ce mi-ați furat din magazie? Nu, băieți. Pentru următoarele 24 de ore mă veți ajuta la ferma mea. Iar voi, prieteni, dacă vreți să vedeți acest episod, strângeți 80.000 de like-uri. Iar băieții vor posta acest videoclip. Vă salutăm!